Atenție la prorocii mincinoși! În Matei, capitolul 7, versetele 15-18 spune: Păziți-vă de prorocii mincinoși! Ei vin la voi, îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor, culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele. Nici pomul rău nu poate face roade bune. Am cunoscut frați care cunosc Biblia foarte bine și au expus învățături corecte și biblice, dar pe lângă cunoașterea Scripturii au fost descoperite măștile care le purtau și Dumnezeu a hotărât să-i dea pe față. Pentru că de ani de zile trăiau în păcate foarte mari, în minciună, în curvie, perversiuni și păcate grele, de care sunt legați de diferite duhuri și de care nici la păgân n-am auzit. Trebuie să avem grijă în zilele noastre la alergarea din stânga și în dreapta, la telefoane date la fel și fel de proroci, pentru că sunt foarte puțini cu adevărat care sunt curați și te vor nenoroci. Văd în media și pe rețelele sociale fel de proroci care nu trăiesc corespunzător cu voia Domnului, dar se ridică să prorocească public. Foarte multe prorocițe vopsite, cu cercei, cu lanțuri de aur la gât, care nu își acoperă capul când se roagă și când prorocesc, dau drumul la lucrări fără nicio rușine. Și mirarea este că mulți îi laudă și îi caută. Fugiți cât vă țin picioarele, pentru că este un risc mare de a fi înșelat, vă poate dărâma de pe cale și nenoroci. Dumnezeu are și astăzi proroși cu adevărat, care trăiesc în sfințenie, dar parcă se răresc. Mulțumesc Domnului că am harul să-mi vorbească personal prin diferite vise, vedenii de noapte și iubesc lucrarea Duhului Sfânt, dar sunt foarte atent și nu alerg după orice proroc care cu ușurință prorocesc și din îndrăzneală. Nu trebuie nici să disprețuim prorocia, dar trebuie atenție la viața celui proroc și ce prorocește, dacă este conform cu Biblia. Sunt proroci care prorocesc din îndrăzneală și se folosesc de minciună ca să influențeze lucrurile după placul lui și nu a Duhului Sfânt. Sunt proroci care și atacă prin lucrarea Duhului Sfânt pentru a se răzbuna dacă nu faci voia lor și spun că te vor da la tribunalul ceresc dacă sunt descoperite duhurile de peste ei. Mare atenție pe cine primiți în casă. Sunt proroci și în adunare care prorocesc una caldă și una rece. Și aici este un pericol, pentru că deși sunt descoperiți, prea puține măsuri sunt luate să fie opriți. Chiar din contră, sunt puși la îndemnuri, la predici. Mama mea a murit de cancer în 2017. Și înainte să moară, asculta profețiile de la prorocii care au zis că o să fie vindecată trupește și că medicii se vor uimi când vor vedea că este vindecată. Văzând că lucrurile nu sunt cum trebuie și analizând starea ei, mai trimiteau și vedenii că au uitat să spună că dacă cârtește, nu o să fie vindecată. Asta, bineînțeles, după ce vedeau rezultatul de la spital. De asemenea, în Matei, capitolul 24, este scris că se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Când este descoperit un duh de minciună de peste proroc, se va lupta și va căuta să scape. Doar cu ajutorul lui Dumnezeu poți să biruiești aceste duhuri. Prorocii adevărați vestesc cuvântul lui Dumnezeu și cheamă la ascultare de el. Devin victime ale prorocilor mincinoși, tocmai cei care nu cunosc Biblia. Și din pricina aceasta cred imediat orice văd și impresionează. În Vechiul Testament Dumnezeu a spus: dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând: haide-mi după alți dumnezei, dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim, să nu asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să îi slujiți și de El să vă alipiți. Deuteronom, capitolul 13, 1-4. Nu te lăsa înșelat de minuni. De obicei, oamenii califică un proroc ca și venit de la Dumnezeu dacă are mulți urmași sau dacă face semne și minuni. Să nu te lași înșelat de aceasta niciodată. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, și cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci numele Tău și n-am făcut noi multe minuni numele Tău. Atunci le voi spune curat:
niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetele 15-23. Roadele după care trebuie să cunoaștem pe un proroc adevărat nu sunt minunile, sau faptul că scoate dragi, sau că vestește lucrurile viitoare care se împlinesc, și faptul că rămâne credincios cuvântului lui Dumnezeu și îl transmite corect. Profeții există și azi, pentru că și azi există mulți oameni care transmit mesajul lui Dumnezeu către omenirea întreagă și sunt de asemenea oameni care vestesc evenimente ce țin de viitor și o fac aceasta la îndemnul lui Dumnezeu. Unul din darurile duhovnicești este darul prorociei și nicăieri în Biblie nu spune că Dumnezeu ar fi anulat acest dar. Responsabilitatea noastră a creștinilor este să studiem cu stăruință Sfintele Scripturi și să nu dăm crezare oricărui pretins proroc și să cercetăm mesajul lui în lumina cuvântului lui Dumnezeu și dacă se propovădește drept, atunci să-l credem. Iar dacă încearcă cumva vreun proroc mincinos să strecoară o erezie nimicitoare, să ne ferim de el. Și mai vreau să spun un lucru important. De obicei, prorocii mincinoși sunt cei care se bat cu pumnul în piept și trâmbițează înaintea lor de dimineață până seara că, uite, ei ar fi unicii proroci adevărați, iar pe cei care susțin adevărul îi atacă cu înverșunare. Prorocii mincinoși lucrează astfel. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. 2 Petru 2:1. Există obligația de a cerceta oamenii cu care intrăm în legătură, pe cei ce vor să ne învețe ceva, mai ales să nu fie proroci mincinoși cumva. Cei depistați mincinoși trebuie respinși, nu trebuie ascultați, nu trebuie primiți în casă. Mai mult, trebuie combătuți, trebuie dărâmate argumentele lor, trebuie însemnați și ocoliți. Cel tare, care ține legați pe mulți mai slabi decât el, trebuie învins de unul mai tare decât cel tare, iar acesta, unul mai tare, locuiește în noi. Este bine prima dată să căutăm să împlinim Biblia și să alergăm mai puțin după proroci. Dacă este și misterios, nu stă în ascultare de cuvânt, minte, este lacom, umblă după femei, feriți-vă și nici în casă să nu-i primiți asemenea oameni.